are nevoie de schimbare țara noastră. Putem noi face ceva pentru orașul nostru? Este biserica agentul schimbării lui Dumnezeu? Declară împreună cu Biserica Philadelphia, iubesc orașul meu și demonstrează în mod practic acest lucru. Mă numesc Doru Curdei, sunt pastorul coordonator al acestei biserici. Vă spun tuturor, bine ați venit la adunarea Bisericii Philadelphia. Salutăm în acest moment pe cei ce sunt împreună cu noi la televizor, la internet, în cadrul părților componente ale Bisericii Philadelphia, la Dorotskaya, Pruncu, Rusca. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți. Biserica Philadelphia este o familie mare și Dumnezeu are cu noi un plan mare. Facem parte din familia sa globală, familia sa internațională. Ne aflăm în acest oraș pentru că Dumnezeu ne iubește și prin noi Dumnezeu iubește orașul Chișinău. Iubește Republica Moldova, municipiul Chișinău. Iată că mai sunt doar 28 de zile până la Marea Zi a Prietenilor, pe data de 5 iunie, în cadrul Bisericii Philadelphia va avea loc Marea Zi a Prietenilor, ziua în care ne pregătim să aducem, să primim la nivelul cel mai înalt posibil și să asistăm pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos un număr cât mai mare de oameni importanți pentru noi, oameni importanți în viața noastră, prietenii noștri. Este Marea Zi a Prietenilor, organizată de Biserica Philadelphia. Duminica trecută noi am sărbătorit în mod convențional, simbolic, învierea Domnului Iisus Hristos și am afirmat, am spus duminica trecută că pentru noi, cei care credem că Iisus a înviat, cei care suntem convinși și ne bazăm viața pe învierea Domnului Iisus, pe fenomenul istoric care a schimbat istoria, și anume învierea Domnului Iisus Hristos, noi credem că învierea are implicații în viața noastră. Noi nu doar sărbătorim învierea, ci noi experimentăm învierea care ne marchează, care ne transformă viața. Și această transformare constă în ceea ce Dumnezeu ne spune în cartea sa. Și anume că oamenii care cred în Iisus, cred în învierea lui Iisus din morți, au Duhul Sfânt. Ar putea avea Duhul Sfânt, ar trebui să aibă Duhul Sfânt. Duhul care l-a înviat pe Iisus locuiește în noi, locuiește în voi. Și acest Duh al lui Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos din morți ne dă viață, le dă viață urmașilor Domnului Iisus Hristos și trupurilor muritoare, limitate, ca să trăiască prin Duhul lui Dumnezeu, ca să trăiască o viață deosebită. De aceea noi avem de-a face cu viața prezentă, cu limitele și neplăcerile ei, fiecare dintre noi trăim în realitatea vieții pe care o trăim, dar vis-a-vis de realitatea, de viața pe care o trăim, este viața pe care am putea o trăi, ar trebui să o trăim. Diferența între viața pe care ai putea să o trăiești și viața pe care o trăiești, o face Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne ajută să parcurgem această distanță. Duhul lui Dumnezeu ne rezolvă această problemă. Duhul lui Dumnezeu este puterea supranaturală, potențialul supranatural în noi pentru a depăși viața pe care o trăim și să ajungem la viața pe care am putea o trăi, ar trebui să o trăim ca și urmașii ai Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel în epistola sa ne explica și ne spunea, El a murit pentru toți, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Apostolul spunea, nu este normal ca un urmaș al Domnului Iisus Hristos, un credincios să fie egoist.
Dacă viți pe acolo, mai întâlnești credincioși egoiști, mai întâlnești oameni care fac parte din biserică, dar în același timp trăiesc pentru ei înșiși. Ceva nu-i în regulă acolo, ceva nu s-a clarificat acolo. În cadrul Bisericii Filadelfia noi optăm, în cadrul Bisericii Filadelfia noi cultivăm viața trăită pentru Domnul Iisus Hristos, viața trăită pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi, pentru lumea întreagă. Numele Lui este Iisus Hristos și noi îl lăudăm pe El și dorim să trăim pentru Iisus. Cineva a vrut să spună amin și n-a reușit. Da? Dar ce înseamnă a trăi pentru Domnul Iisus? A cânta, a predica, a asculta cântări, muzică creștină, a asculta predici, a participa la adunările bisericii, mai faci ceva rugăciuni, mai dai un băruț la sărac și iată că, uite, așa trăim pentru Domnul Iisus. Suntem, nu mai trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru Domnul Iisus, da? Nu. Inclusiv aceasta, dar nu doar aceasta. Nu doar exercițiile religioase formează viața trăită pentru Iisus. Oameni buni, a trăi pentru Iisus înseamnă a fi pasionați de ceea ce a fost și este și va fi pasionat Domnul Iisus. A trăi pentru Iisus înseamnă a continua proiectul, cel mai nobil proiect pe care l-a lansat, pe care l-a început Domnul Iisus în această lume, când El a plecat la ceruri. Le-a spus urmașilor săi, oamenilor săi de încredere, voi trebuie să faceți exact ceea ce am făcut eu cât am fost în lumea aceasta. Când a fost Domnul Iisus în lumea aceasta, El a făcut ucenici, El s-a ocupat de un număr de oameni pe care i-a instruit, pe care i-a inspirat, în care și-a transferat viața, în care și-a transferat visul, valorile, descoperirile dumnezeiești. Și oamenii credincioși, cei ce cu adevărat îl urmează pe Domnul Iisus și trăiesc pentru Domnul Iisus, trăiesc pentru a face din oamenii din jurul lor oamenii care îl iubesc pe Domnul, pentru a influența pe cei din jurul lor să trăiască cum a trăit Iisus. Din acest motiv, noi duminica trecută am lansat această serie de predici intitulată Orașul meu este iubirea mea, iubesc orașul meu, îmi pasă și vreau să văd orașul meu schimbat, vreau să trăiesc pentru Iisus în orașul meu, vreau să câștig cu dragostea lui Dumnezeu orașul în care eu trăiesc. Când este vorba de a iubi municipiul Chișinău, apar mai multe întrebări care sunt reale, sunt normale. Una dintre întrebările la îndemână, care stau pe limbă să întrebe, este aceasta. Este, de fapt, și întrebarea mea. De ce aș iubi orașul meu, orașul Chișinău? De ce aș iubi municipiul Chișinău? Uitați-vă la sărbători cum se golește orașul meu, municipiul Chișinău. Se golește. Oamenii pleacă fiecare, pleacă acolo unde îi este drag. Da? Aceasta este pentru mine faptul că la sărbători se golește capitala acestei țări, municipiul Chișinău, este o dovadă că municipiul Chișinău este orașul vineticilor. Dacă nu ești vinetic ca mine, și trebuie, da, să merg împotriva sentimentelor mele, împotriva atracțiilor mele naturale, să rămân de sărbători la Chișinău, da? Dacă nu ești vinetic ca mine, ești fiul, fica, ești copil de vinetic, ca și copiii mei. Te-ai născut, dar părinții tăi au venit de undeva în municipiul Chișinău. Ce vreau să spun cu asta? Această întrebare creează o serie de probleme, lanț problemele, da? De ce am venit la Chișinău? Hai să fim realiști, de ce am venit la Chișinău? De ce? Trăim mai bine. Asta e dragoste de Chișinău sau dragoste de sine, nu? Înțeleg? Vorbim despre iubesc orașul meu sau
mă iubesc pe mine și de asta sunt în orașul meu. Atenție, oameni buni, aceste probleme, această abordare, această filozofie egoistă, ea nu pleacă de la noi, de la sine. În momentul în care te-ai întâlnit cu Iisus, l-ai luat în serios pe Iisus, ți-ai dedicat viața lui Iisus, în momentul în care crezi că Iisus a înviat și declari și cânti și te rogi și predici că nu mai trăiești pentru tine însuți, ci trăiești pentru Iisus, pentru Dumnezeu, pentru scopul lui Dumnezeu. Stilul de viață egoist nu dispare în mod natural. El trebuie alungat în mod intenționat, trebuie în mod intenționat înlocuit cu stilul de viață altruist, spiritual, duhovnicesc. În această biserică noi cultivăm o cultură evanghelică. Iată, 4 duminici la rând, astăzi și încă 3 duminici la rând, cultivăm cultura evanghelică pentru evanghelici, pocăința pocăiților, credința credincioșilor, evanghelia evangheliștilor, dragostea celor care au dragostea lui Dumnezeu. Da? Toate aceste lucruri nu se întâmplă din accident, nu au loc în viața, nu se produc în viața noastră în mod natural. În mod natural luptăm pentru existență. În mod natural fiecare cu treaba lui, în mod natural, ne jefuim unul pe altul. Asta se numește comerț, mai modern, da? În mod natural, aș vrea ca toți să mă iubească. Și eu să n-am nicio obligație față de ei. Dar în momentul în care ești copleșit de dragostea lui Dumnezeu, în momentul în care ești conștient că ți s-a dat potențialul unei vieți noi, unei vieți diferite, o perspectivă diferită, în momentul în care știi că Dumnezeu este cu tine, așa am cântat, Dumnezeu este cu noi, este Dumnezeu tare, este un Dumnezeu atotputernic, în momentul în care știi de ce ești în stare, desigur privește orașul tău, orașul Chișinău, pentru că noi vorbim de Biserica Philadelphia, care se află în municipiul Chișinău și orașul nostru este orașul acesta. Este orașul acesta. Noi trebuie să recunoaștem acest lucru. În acest oraș sunt oamenii tăi, sunt oamenii mei, sunt oamenii noștri a fiecăruia, oamenii importanți în viața noastră, cei mai apropiați, care mor, care ar putea muri în orice moment fără a fi împăcați cu Dumnezeu. Da, și eu pot zboi, eu sunt din România, sunt din Bucovina, acolo am prieteni, acolo natural sunt legat de patria mea, de Bucovina. Dar aceasta este o iluzie. Voi sunteți mai aproape de mine. Oamenii din acest oraș cu care mă întâlnesc, de la care fac cumpărăturile, cu care îmi repar mașina, cu care îmi repar casa, de la care cumpăr hainele, oamenii aceștia sunt în mod real mai aproape de mine, de viața mea. Și acești oameni, trebuie să mă gândesc foarte serios, în orice moment ar putea să aibă un infart, accident și pot muri fără a fi împăcați cu Dumnezeu, fără aș fi dedicat sufletul lor Domnului Iisus Hristos aici, în acest oraș, nu în altă parte. Am rude apropiate care trebuie apropiate de Domnul Iisus. Aici am colegi, am vecini, am cunoștințe. Aici, în acest oraș, sunt oamenii dragi, este realitatea vieții mele în acest oraș. Să nu ne înșelăm, nu, a mei sunt departe, a mei acolo. Nu, nu, ai tăi sunt aici. Cu ei îți câștigi pâinea. Cu ei îți trăiești prezentul. Și cu ei copiii tăi vor avea un viitor sau nu vor avea un viitor. Aici trebuie să ne gândim. Așa trebuie să privim realitatea, da? De asemenea, un al doilea motiv pentru a iubi orașul meu este că aici
sunt oamenii mei cei mai apropiați, oamenii tăi cei mai apropiați, care merită o viață mai bună. Merită o viață mai bună. Nu e așa că sunt lucruri care ne deranjează în acest oraș? Când văd oamenii apropiați vieții mele, cum își trăiesc viața, cum, ce fel de relație au în familie, cum își cresc și își educă copiii, cum văd cum își câștigă pâinea, cum văd cum se comportă, cum văd cum abordează viața de societate, viața de oraș. Mă doare sufletul, pentru că știu că ar putea trăi mai bine și chiar merită să trăiască mai bine. Și nu e așa. Oamenii care îl urmează pe Iisus, oamenii care iau în serios poruncile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu și le pun în viață, care trăiesc după cum a poruncit Dumnezeu, nu e așa că acești oameni trăiesc mai bine? Nu trăim o viață perfectă. Oamenii care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos, credincioșii care fac parte din Biserica Philadelphia, nu sunt oameni perfecți, avem și noi probleme, dar problemele noastre nu sunt ca problemele celor ce nu l-au urmat pe Domnul Iisus. Și noi ne îmbolnăvim, dar nu suntem ca cei fără credință când suntem bolnavi. Domnul ne vindecă și pe unul dintre noi ne ia acasă, dar nu disperăm, nu intrăm în panică, nu facem circ când ne îmbolnăvim. Avem și noi conflicte, ne mai certăm și noi în casele, în familiile noastre, s-a spus de logodne, de, da, să nasc copii, dar ne certăm ca credincioși, nu ca necredincioși. V-am povestit eu cândva o să înregistrez un film cum mă cert eu cu soția mea. Desigur nu credeți asta. Da, și noi avem probleme ca și ceilalți, dar în comparație cu ceilalți, trăim foarte bine, o ducem foarte bine și sigur că te doare sufletul, îți iubești orașul în sensul că oamenii aceștia care îți sunt dragi, oamenii aceștia care, cu care îți bei cafeaua, cu care joci fotbal, cu care mergi la pescuit, de la care îți faci cumpărăturile, oamenii aceștia cu care te întâlnești pe stradă și te salută, te cunosc pe nume, știi că ar putea trăi mai bine cu Iisus decât fără Iisus. Iată de ce Biserica Philadelphia se mobilizează să iubească municipiul Chișinău, să ne iubim orașul. O altă întrebare este următoarea. Cum aș putea demonstra dragoste orașului meu? Cum aș putea arăta în mod practic dragoste față de orașul meu? Când este vorba despre aceasta, trebuie să recunoaștem că cei mai mulți dintre noi suntem de acord că dragostea nu înseamnă doar vorbe, dragostea nu înseamnă doar povești. Nu. Dragostea înseamnă ceva practic. Dragostea, mai ales așa cum o înțelege Dumnezeu, așa cum o prezintă Dumnezeu în cartea sa, Biblia, cartea noastră de principiu, este un verb. Dragostea este o acțiune, este ceva depus în practică. Și când vorbim despre a iubi, despre a demonstra dragoste față de orașul meu, față de localitatea mea, de localitatea noastră, ne referim la sfera mea de influență, sfera, zona ta de influență. Ce ai putea face ca cei din jurul tău să se simtă iubiți, să fie influențați de dragostea ta, să fie iubiți de Dumnezeu prin iubirea ta, să fie influențați de Dumnezeu prin dragostea ta. Municipiul Chișinău, localitatea în care noi trăim, este sfera noastră de preocupare, de îngrijorare. Pe noi ne preocupă orașul nostru, așa? Că nu ni tot una dacă este apă sau nu este apă în municipiul Chișinău. Nu ni tot una. Nu ni tot una dacă șoselele sunt îngrijite sau dacă sunt gropi pe străzile municipiului Chișinău. Nu ni tot una. Nu ni tot una dacă la școală
Sălile de clasă sunt încălzite sau este frig în sălile de școală? Nu ne-i tot una dacă în municipiul Chișinău, la spital, sunt medicamente sau nu sunt medicamente. Nu-i așa că suntem preocupați de orașul nostru. Suntem preocupați. În orașul nostru, în sfera noastră de preocupare, existăm noi prin sfera noastră de influență. Ea poate să fie mai mică sau poate să fie mai mare. Fiecare dintre noi suntem o sferă de influență, familiile noastre fac sfera de influență și mai mare, iar noi ca și familie spirituală, ca și biserică, formăm o sferă de influență și mai puternică, și mai mare. Acum, sunt numai două opțiuni, sunt numai două posibilități când vorbim despre sfera de preocupare, care este mai mare de obicei, și sfera de influență, care este mai mică. Sunt doar două opțiuni, sunt doar două atitudini, doar două abordări ale acestei realități. Putem să batem în retragere, să ne simțim amenințați, să tragem concluzia că trebuie să fugi din orașul acesta. Aici sunt hoți, sunt mincinoși, sunt destrăbălați, imorali, leneși. Puteți continua, da? Cu tot felul de concluzii negative. Sfera aceasta, suntem îngrijorați, suntem preocupați și concluzia este una foarte negativă. Oamenii aceștia ne influențează, ne temem să trăim, ne temem să ne câștigăm pâinea, să muncim, ne temem să ne trimitem copiii la școală, copiii noștri nu au niciun viitor în această țară, în acest oraș, nu mai are rost, trebuie să căutăm satisfacția egoismului nostru într-un loc unde este, într-o sferă de confort. Și asta este una dintre abordări și dați-mi voie să vă spun, nu judec pe nimeni, nu arat cu degetul și nu vreau să se simtă nimeni vinovat. Dar foarte mulți gândesc așa. De fapt, acest oraș merge din rău în mai rău pentru că majoritatea oamenilor cred că nu se mai poate face nimic. Este prea târziu, suntem sărați, suntem disperați, suntem corupți, suntem mincinoși, suntem păcătoși, suntem animănui și așa mai departe. Dacă apărem cumva în statisticile mondiale, numai cu lucruri negative. Numai, da? Primii la alcool, primii la... Și așa mai departe. Nu vreau să fac reclamă gratuită la aceste statistici. Culmea este că întâlnesc oameni credincioși. Întâlnesc oameni care cred în învierea lui Iisus. Întâlnesc oameni care cred că au Duhul Sfânt. Și spun că, lumea aceasta ne invadează. Orașul acesta ne strică copiii. Trebuie să plecăm, strângem bagajul. Credincioși care trăiesc din valiză, întotdeauna sunt cu bagajul pregătit să plece unde este. Ei se află în Chișinău ca să trăiască mai bine, dar se gândesc, se simt inconfortabil aici și se gândesc unde oare în lume îi va ajuta Dumnezeu, că de asta sunt credincioși, să-i ajute Dumnezeu să ajungă unde e și mai bine și să trăiască și mai bine pentru interesele lor personale. O a doua abordare este cea de a influența, de a fi conștient, de a fi preocupat de sfera ta de preocupare, de orașul tău, de municipiul Chișinău, de localitatea noastră, de orașul meu și de a gândi în mod strategic, din perspectiva, cu atitudinea, cu poziția omului care l-are pe Dumnezeu de partea lui. Omului care are Duhul lui Dumnezeu, Duhul care l-a înviat pe Iisus și care ne ajută să facem diferență în această lume. Duhul care l-a înviat pe Iisus și care ne dă potențialul de a influența răul și pe cei ce practică răul, în așa fel încât ei să se împace cu Dumnezeu. Să experimenteze transformarea lui Dumnezeu în viața lor
Și în felul acesta să vedem orașul transformat. Oamenii aceștia iubesc orașul gândindu-se ce mai pot face ei cu Dumnezeu, Dumnezeu cu ei, ca să se schimbe lucrurile, ca să fie transformată cultura și realitatea orașului în ceea ce ar putea fi orașul, localitatea, municipiul Chișinău. Doamne ajută! Statisticile spun că în momentul în care oamenii credincioși, oamenii devotați Domnului Iisus atingă procentajul minim de 8% într-o localitate, acea localitate se transformă. Puterea influenței practice devine dramatică în momentul în care numărul oamenilor care cu devotament l-au urmat pe Domnul Iisus și practică principiile lui Iisus și influențează pe cei din jur, inspiră pe cei din jur prin modelul lor personal, prin modelul lor și al familiilor lor, prin copiii lor și prin acțiunile, prin investițiile lor concrete. Ei pot influența și schimba orașul. Ei pot influența și schimba țara, localitatea și țara. Și aceasta vrea să facă Dumnezeu. Iisus a înviat din morți ca să demonstreze și să convingă pe toți oamenii că imposibilul este posibil. Dumnezeu există, iar Iisus trăiește. Slăvit să fie numele Lui. Un exemplu elocvent, foarte potrivit în acest domeniu, este poporul evreu. De mai multe ori în istorie, poporul evreu a fost desființat, a mers în declin, a mers din rău în mai rău, a ajuns la dezastru, au fost invadați de popoare cotropitoare, au fost duși în robie, au fost desființați ca și stat, au fost ruinate construcțiile și orașele lor. Faptul că municipiul Ierusalim există, faptul că poporul Israel au țară și sunt organizați ca și stat, este una dintre marele și rarele miracole, minuni ale istoriei. Vreau să vă povestesc în acest moment despre o perioadă în care poporul Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a degradat din punct de vedere spiritual, s-a degradat din punct de vedere moral și Dumnezeu a îngăduit, scrie istoria, ca Imperiul Babilonian să cucerească pe iudei, să câștige bătălia împotriva Ierusalimului. Peste 200 de mii de iudei au fost duși robi în Babilon în secolul 6 înainte de Domnul Iisus Hristos. Și apoi Imperiul Babilonian a fost cucerit de Imperiul Persan. În secolul 5 înainte de Domnul Iisus Hristos, evreii au, prin mila lui Dumnezeu, au început să capete bunăvoință în fața regilor, acelor imperii și treptat, în cadrul fiecarei generații, le-a permis unui număr limitat de evrei să se întoarcă în Israel, să se întoarcă la Ierusalim. Dar de data aceasta avem de-a face cu o situație în care un om de stat, un iudeu care era omul de încredere al regelui, în sensul că gusta vinul regelui înainte să bea regele, era servitorul regelui, dar același timp era și omul de sacrificiu, un cazul în care băutura este otrăvită, să moară el, nu regele. Omul acesta a primit vizitatori de la Ierusalim, a primit vizitatori din Iudeea, din Samaria, din orașul lor. Și iată care a fost concluzia. Iată ce raport le-a prezentat acești oameni lui Nemia, acestui frate al lor, acestui iudeu care, bine mersi, o ducea foarte bine în capitala Imperiului Persan. Citim în cartea profetului, în cartea lui Nemia. Supraviețuitorii, cei care au rămas după captivitate, sunt acolo, în provincie, în necaz mare
și rușine. Au venit oamenii de la Ierusalim și au spus, la noi, în orașul nostru, Nemia, nu-i ca la voi. Tu te bucuri de serviciul la palat, tu ai haine și te simți în haine bune și familia ta se simte în siguranță. Acolo orașul este în ruină, este corupție, este imoralitate, este criză politică, este faliment. Două cuvinte au rezumat raportul prietenilor lui Nemia. Acolo este necaz mare și este rușine. Nu cam așa poate fi descrisă și realitatea din țara noastră, din capitala noastră, din orașul nostru? Nu cam așa? Ce faci tu ca și om ca și om credincios, ca și urmaș al Domnului Iisus Hristos atunci când descoperi nereguli? Săptămâna trecută am avut oaspeți din Statele Unite ale Americii. Nu vine niciun american în Moldova să nu ne întrebe de ce sunt atâtea buruieni în capitală. Sigur că te simți foarte onorat. Îi explici cu deosebită, te simți privilegiat că trebuie să explici de ce moldovenii cresc buruieni pe lângă trotuare. Cu mare grijă, să nu le calge cineva, să nu le deranjeze, să nu le pricinuiască cineva dezvoltare. Nu, te simți foarte onorat, te simți foarte bine. Uite, avem musafiri, se miră că la noi sunt buruieni pe care ei nu le-au văzut niciodată. La noi în oraș, nu pe câmp, în capitală. Da? Este necaz mare și rușine. Ce faci tu ca și credincios? Da? Poți să reacționezi, să bârfești, să cauți vinovatul, să arăți cu degetul, să scuipi, să tragi cu șutul sau să tragi concluzie negativă, să urăști orașul acesta și să visezi paradisul visurilor tale în lumea aceasta, undeva care nu există de fapt, acel oraș. Acel nu există, că dacă vin eu, deja îl stric. Deja nu mai este ce a fost, venim noi. Înțelegeți? Da? Dacă gândim așa, nu mergem departe, dar în momentul în care omul de stat, omul cu posibilități, omul credincios Nemia a primit raportul negativ al prietenilor săi despre Ierusalim, iată cum acționează. Când am auzit aceste lucruri, m-am așezat jos, am plâns și am bocit câteva zile, am postit și m-am rugat Dumnezeului cerului. Ce a făcut Nemia? În primul rând, da, s-a concentrat din punct de vedere emoțional. A plâns și a bocit. Este vreo diferență între a plânge și a boci? Vreți să vă arăt? Când plâng, eu fac... Dar dacă o iau mai în serios... Sunt oameni care își manifestă bucuria în ei și la biserică și la picnic. Și sunt oameni care își manifestă durerea în ei și la biserică și la mormântare. Înțelegeți? Și nu crapă. Eu mă mir că nu crapă. Eu aș crăpa. Aș exploda. S-ar întâmpla ceva cu mine. Nu pot să nu exteriorizez. Voi toți știți, când ești bucuros, ești bucuros, eu nu mă pot ascunde dacă sunt mânios. Toată lumea știe, se anunță la știri. Înțelegeți? Omul acesta s-a implicat sentimental. Slavă Domnului că am scăpat de acolo. Slavă Domnului că nu sunt la Ierusalim, nu? Nu. A plâns și a bocit. Putem noi astăzi să ne gândim la toate neregulile din acest oraș și să ne rugăm Domnului pentru asta și să ne implicăm sentimental. Aici sunt oamenii dragi nouă, aici în acest oraș, aici ne creștem copii, aici în acest oraș, aici este viitorul copiilor. Nu vă înșelați, viitorul copiilor voștri nu-i mai bun în altă parte. Dacă ar fi mai bun, copiii mei ar fi fost în altă parte, aș fi avut posibilitatea.
viitorul cel mai bun pentru noi este în orașul în care ne-a așezat Dumnezeu. Nu trăiți o viață falsă, iluzorie, că nu ajută la nimic. Este timpul să ne suflecăm mânicile, să punem la suflet ce vedem în jurul nostru, ce nu ne place, să plângem înaintea Domnului, da? Să ne concentrăm emoțional, să ne implicăm emoțional. Biserica Philadelphia este emoțională. Când ești bucuros, bate din palme și bucură-te. Chiuie. Dar când te doare ceva, spune-i Domnului cu rugăciune și post, concentrare spirituală. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin? Vă invit să vă ridicați pentru rugăciune în acest moment. Aș vrea să nu ne rugăm ca pocăiții, ca membrii bisericii de obicei. Haideți în această rugăciune doar să-i spunem lui Dumnezeu ce ne enervează în acest oraș. Sigur, eu am să-i spun de buruieni. Și dacă mă auziți urlând, să nu vă mirați. Este drama, este revoltătoare această dezordine, această neglijență totală. Spune-i, Domn, implică sentimentele, enervează-te pe ceea ce vezi și nu-ți place, corupție, minciună, nesiguranță, sărăcie, tot ceea ce te copleșește, tot ceea ce te strangulează, te simți că nu mai ai oxigen. Spune-i Domnului în această rugăciune, spune: Doamne, mă doare pentru acest oraș. Acest oraș n-ar trebui să fie așa. Spune-i Domnului, acest oraș ar putea fi altfel. Spune-i Domnului, a fi credincios înseamnă a crede dincolo de ceea ce se vede. Duminicile următoare vom discuta și alte lucruri care le mai putem face. Dar dacă nu începem să implicăm sentimentele și spiritualitatea noastră la nivel de oraș, nu vom face nici rest. Și dacă vom face, o vom face fără credință, fără inimă, fără suflet, lucruri care nu ajută la nimic. Să ne rugăm. Prieteni din cer, stăm în fața ta în acest moment și ne rugăm pentru orașul acesta. Iubim acest oraș, Doamne, pentru că aici, în acest oraș, locuiesc prietenii noștri, locuiesc colegii noștri, locuiesc, Doamne, colaboratorii noștri, locuiesc, Doamne, oamenii cu care ne întâlnim, locuiesc oamenii cu care, Doamne, ne câștigăm pâinea de zi cu zi, locuiesc oamenii cu care ne petrecem timpul liber, locuiesc, Doamne, oamenii cu care copiii noștri, Doamne, se formează, cu care copiii noștri, Doamne, acumulează educație și știință. Aici, Doamne, în acest oraș, noi avem un viitor și copiii noștri au un viitor și ne pasă. Ne pasă și ne doare, Doamne, de ceea ce vedem mereu, ce este revoltător, sărăcia, corupția, Doamne, nedreptatea care se face în acest oraș, decăderea morală, decăderea spirituală, rătăcirea, întunecimea, Doamne, contradicțiile din acest oraș, criza politică din acest oraș, Doamne, jocurile de putere, jocurile de culise, Doamne, toate acestea sunt revoltătoare. Și în rugăciunea noastră stăm înaintea Ta în această zi, Doamne, cu pasiune, pentru că știm că și Ție-ți pasă, știm că și pe Tine te doare, Doamne, și știm că nici Ție nu-ți place și Tu ești, Doamne, nemulțumit de această realitate. Îți mulțumim că ne sensibilizezi atât emoțional cât și spiritual, pentru că vrei, Doamne, să iubim, vrei, Doamne, să ne implicăm, vrem, Doamne, vrei să ne dăruim acestui oraș pentru a-L schimba împreună cu Tine, pentru a fi agenții schimbării Tale în această țară, în capitala ei, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Duminica viitoare vom discuta în continuare această temă despre administrarea influenței. Fiecare dintre noi putem face ceva, avem o putere, avem o influență, doar trebuie să o clarificăm și să ne organizăm, să știm bine ce avem de făcut în așa fel încât ce nu ne place să se transforme în ceva ce ne place. Ceea ce nu-ți place poate deveni ceva ce îți va plăcea și va plăcea și altora. Doamne ajută!
Pentru că în felul acesta noi, de fapt, ne pregătim pentru ziua mare a prietenilor. Ne mobilizăm pentru marea zi a prietenilor, da? Ia să vedem! Prietenii îți oferă timpul lor. Prietenii îți oferă încrederea. Prietenii îți oferă susținerea lor. Tu poți face pentru ei ceea ce ei nu pot face pentru tine. Fă totul să-i ai cu tine la marea zi a prietenilor. Iisus trebuie să devină prietenul vostru comun.